Seara bună, oameni buni! Sebastian Drăgan vă invită să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Fețele Puterii, o ediție specială ca în fiecare seară aici, pentru că vă aducem în atenție și în dezbatere subiecte care vă privesc pe toți, ne privesc pe noi toți, subiecte de interes public. Iată, după emisiunea de ieri seară, care a suscitat foarte, foarte mare interes, au fost foarte multe telefoane, subiectul era departe de a fi epuizat, pentru că discutam de legea fondului funciar, discutam de zecile de mii de procese care nu se mai termină în ultimii 25 de ani, discutam despre faptul că oamenii își caută dreptatea în justiție și se mai judecă încă pentru pământ după 25 de ani. Revenim asupra acestui subiect cu un alt caz de data aceasta, cu un caz care va fi prezentat de un invitat din această seară. Cu siguranță și dumneavoastră, care sunteți pe recepție, veți avea de comentat, de analizat și, până la urmă, vă veți putea spune oful în cursul acestei emisiuni, pentru că și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, treceți sau ați trecut prin asemenea momente. Vă căutați dreptatea prin justiție, poate chiar unii dintre dumneavoastră vă simțiți nedreptățiți, deși considerați că justiția a făcut sau nu dreptate. Așadar, discutăm despre un nou caz, într-un nou război al pământului, de data aceasta la Valea Mare, în județul Dâmbovița, și o să vă prezint imediat invitația. Așadar, prezent în studioul MDI TV este doamna Ștefan Ecaterina. Bună seara, sărumâna, bine ați venit în studiourile noastre. Mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Da, trebuie să spunem telespectatorilor că noi nu facem justiție la televizor, nu am făcut-o niciodată, prezentăm cazurile și încercăm să fim echilibrați, echidistanți, să încercăm să aducem în fața dumneavoastră ambele puncte de vedere, pentru că nu e așa, întotdeauna când două părți se ceartă, nu pot avea dreptate ambele părți. Una pierde, cealaltă câștigă. Alături de invitata din această seară se află domnul avocat Sunții Ștefănescu. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Și, nu în cele din urmă, desigur, colegul meu, Sorin Popescu, invitat permanent. Bună seara, Sorin. Bună seara. Intrăm, stimați telespectatori, din acest moment în dezbaterea temei și subiectului din această seară și vă invităm și pe dumneavoastră să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Pe de o parte să răspundeți la întrebarea serii, pe de altă parte să puteți intra în dialog cu noi și să vă spuneți păsurile. Întrebarea serii este următoarea, o vedeți afișată pe ecran. Dacă dumneavoastră credeți că litigiile pentru pământ pot fi rezolvate printr-o schimbare a legii. De ce am pus această întrebare? Pentru că, iată, de 25 de ani, legile fondului funciar, și spun legile că au fost foarte multe legi, amendamente refăcute, readăugite, legi noi, toate aceste legi nu au făcut decât să încurce pe cei care și-au revendicat proprietățile, și-au cerut terenurile înapoi și nu se mai termină această serie de litigii, de procese din justiție. De aceea am pus această întrebare, vă invităm pe dumneavoastră să răspundeți cu da sau nu, dacă așadar credeți că ar trebui schimbat ceva legislativ cu o lege mult mai simplă și să se pună odată capăt balamucului ăsta creat cu legile fondului funciar. Intrăm în subiect, doamna Ștefan Ecaterina, ați făcut o sesizare către redacția noastră, colega mea de la Departamentul Știri a venit la dumneavoastră și a realizat chiar un material, o să vedem pe parcursul emisiunii și cele filmate. Ce s-a întâmplat și de ce ați ajuns să apelați la televiziune? Nu v-ați găsit dreptatea în justiție? Ce se întâmplă? Am apelat la televiziune dintr-un singur motiv. Eu nu am înțeles ce înseamnă să judeci un act fals, considerat de mine făcut acasă, pe o masă. Adică dumneavoastră l-ați falsificat sau cum considerat de dumneavoastră? Imediat vă spun. Și nu înțeleg ce înseamnă această acțiune posesorie în care o instanță spune, sau avocații unor părți, că se ia în considerare numai terenul pe care l-ai muncit
și nu actele doveditoare la fața locului. Sunt administratorul unei societăți care are ca obiect de activitate transport rutier de mărfuri. Am cumpărat în august 2015 la licitație, prin licitație deschisă, două suprafețe de teren. În ca persoană juridică, spuneți. Ca persoană juridică. Așa. În punctul Valea Mare, DN7 Iase, 1700 de metri teren intravilan, 19200 de metri teren extravilan. Până aici toate bune. Am mers la primărie, am făcut adresă ca să prezinte o comisie la fața locului, să fim puși în posesie. S-a prezentat, ne-a științat comisia, s-a prezentat la câteva zile, Comisia Fondului Funciar a anunțat părțile, Vaidescu Nicolae în partea de est, în partea de vest, Brașov-Dumitru. Adică s-au trasat vecinătățile, spuneți dumneavoastră. S-au trasat vecinătățile împreună cu vecinii. Așa. Când a început măsurătoarea cu ruleta, când am ajuns undeva mai spre finalul măsurătorii și țărușarea se făcea cu țărușii de lemn, Brașov-Dumitru a părăsit unul din vecinii dinspre vest. A părăsit măsurătoarea și a plecat din comisie. Noi n-am știut, am văzut că nu mai e. A rămas martorul dumnealui și băiatul care era tractoristul, s-a încheiat lucrarea de măsurare și am plecat fiecare la treburile noastre. Nu s-a încheiat un proces verbal. Atunci pe loc. Atunci spun. Pe loc. De constatare, de punere în posesie. De constatare, de punere în posesie. S-a purtat o discuție membrii comisiei cu mine și a spus, doamnă, și-a poate avea o dreptate, măsurătoarea pe care am făcut-o noi cu ruleta nu este certă. Fiind nemulțumit, Brașov-Dumitru am considerat, a plecat de la măsurătoare. Spre dar final. A și spus de ce e nemulțumit? Nu, că s-a nimic. Încălcat nu, teren? Nu, a plecat, nici n-am știut noi că a plecat, fiind burenile. Noi fiind mari, cine, doamne? Cine comisia, era de față? Noi, Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar. Nu, dumneavoastră și Comisia, că nu erați, da, nu erați da, membru în Comisie. Da, Comisia care era formată din Loricelu Viorel, reprezentant de la Camera Agricolă, Burcea Bogdan de la Urbanism și vicele primar Panae Nicolae. Eu, Ștefanie Caterina. La acel moment. Așa. La acel moment. Și atunci, printr-o discuție purtată cu membrii de la Comisia de Fond Funciar, a spus, doamna, adresați-vă unei firme. Topo, zice, ca să puteți să vă poziționați corect. Păi de ce nu erați deja vedere, poziționată corect prin țărușare și prin trasă? Nu, pentru că dânsii au spus că măsurătoarea cu ruleta nu este certă. Bun, asta a fost prima chestiune. Asta a fost care... prima chestiune. M-am adresat firmei Topo. Nu mai facem reclamă la față. Ați adresat unei firme de cadastru, mă da, rog, de măsurători. Da, m-am adresat și... unei firme de cadastru, s-a a prezentat la fața locului, a făcut constatări, țărușări, pe fel și fel de măsurători pe satelit, fotografii pe care le am aici. Și între timp am cerut certificat de urbanism în vederea închiderii prin garduri a suprafeții de teren intravilane de 1700 de metri și obținerii autorizației de construcție a gardului și a unui garaj auto, a unui hale. Și din cine acel este? Moment ce s-a întâmplat? Da. Nu s-a întâmplat nimic. Am obținut certificatul, aprobările care ar trebui să stea la baza certificatului de urbanism, am obținut autorizația de construcție, am luat aviz, am făcut adresă către dumnealor că am început construcția gardului și construcția halului către primăria Valea Mare le-am adus la cunoștință. Ne-am apucat să construim gardul. La construirea gardului, într-o zi, sună unul din băieții de la șantier și spune, doamnă, vă rog să veniți de urgență, zice, la noi aici, că sunt reprezentanții poliției de la Valea Mare 2, zice, care vă caută și vor neapărat să vorbească cu dumneavoastră. M-am prezentat acolo, bună ziua, bună ziua, doamnă, zice, știți, vă invităm până la postul de poliție să vă aducem la cunoștință că aveți o reclamație, o plângere penală făcută de către domnul Brașov Dumitru. Mă rog, de către unul din vecinul dumneavoastră. Brașov Dumitru, da. Că despre el este vorba. Așa.
Și m-am prezentat acolo, am luat la cunoștință și am spus să-mi dea voie să invite avocatul. A doua zi am chemat avocatul de la Ploiești, ne-am prezentat, am dat declarație, pentru că nu i-am încălcat proprietatea. Deci acolo, v-ați trezit că sunteți dată în judecată, mă rog, pentru s-a format o plângere penală pentru tulburare de posesie. Și de aici, a început, să spunem, tot scandalul pentru acest rând. S-a liniștit treburile, am dat declarație și nu mai m-a chemat nimeni pe nicăieri. În data de 18 ianuarie am făcut cunoscut la primărie că am încheiat lucrările construcțiilor gardului de împrejmuire și în aprilie am primit de la tribunal de la Dâmbovița că suntem trimiși în judecată de către Barașov Dumitru, în contenciosul administrativ, primarul comunii, secretarul și ca instituție. Așa se face, persoană. Normal, astea sunt părțile care se chemă. Inclusiv noi, în care îmi cerea anularea autorizației de construcție, că de fapt am construit pe terenul dumnealui. Vă opresc un moment să ascultăm și punctul de vedere până la relatarea acestei povești, acestor fapte de către doamna Ștefan Ecaterina. Domnule avocat Ciunții Ștefan. Se pun mai multe probleme. Pe de o parte, acea faimoasă comisie formată din 3 persoane au venit la fața locului, au măsurat cu nu știu ce metru, centimetru de croitorie sau ce au avut ei acolo, au bătut țărâși, după care au zis, stați că noi ce am făcut nu e bine. Păi dacă nu era bine, n-avea ce să faceți. Proces verbal. N-au întocmit niciun atunci. Fel de proces verbal atunci, lăsând și ușa deschisă și ferestrele deschise. Te întreb o secundă, s-a întocmit acel proces verbal, doamna Ștefan, ulterior? Nu. Adică ulterior, a doua, a treia zi, a noua zi. I s-a făcut cunoscut domnului Brașov la câteva zile, dânsului, așa, că de fapt poziționarea terenului dumnealui nu este certă și atunci să se adreseze unei firme de cadastru în vederea poziționării și... Deci și dumneavoastră trebuia să vă adresați firme de cadastru și vecinul. Dar eu, când am cumpărat, am avut cadastru și înscris în cărțile funciare. Pentru că altfel nu putea să cumpărați. Aveți act notarial. Domnul Brașov, înțeleg. Dumitru nu a avut nici cadastru, nici înscris în cartea funciară. Am înțeles, domnule avocat. Da. Deci acea faimoasă comisie s-a deplasat la fața locului și a făcut ceva absolut inutil din spusele ale însăși respectivei comisii, spunând că, vezi, doamne, măsurătorile care s-au făcut nu sunt clare, nu sunt precise, să facă apel la... Deci ele au mai făcut ca să se deplaseze ei, ca să piardă timpul de pomană, pentru că toți sunt plătiți de către colectivitatea cetățenilor. Așa, dar când au venit cadastriștii cu GPS, s-a mai deplasat cineva din respectiva comisie? Pentru că ori nu era centimetrul lor bun, croitorea s-a murise între timp, ori trebuia să fie și ei de față. Pentru că, de fapt, ce au făcut? Au venit la fața locului, un cetățean, un vecin nemulțumit, a plecat fără să dea explicații, nu-l obligă nimeni să stea acolo, nu poate să-l aresteze ca să stea să participe, așa, și-au lăsat-o, cum spune românul, în coadă de pește. Aș vrea să fac o simplă remarcă referitor la această pleiadă de legi zise ale proprietății. Practic, eu le numesc legile nedreptății, pentru că au fost mai multe nedreptăți pe baza acestor pseudo-legi decât dreptate ce s-a făcut. Știți cum e? Exact, poporul român a găsit expresia. N-ați o strâmbă că ți-am dres-o. Vine o dispoziție după alta care o contrazice pe prima, o mai completează în tot sau în parte, facea, dar lumea tot nemulțumită. S-a ajuns la litigi îngrozitoare, adică înfiorătoare, oamenii își dau un cap pentru pământ. Problema strigătoare, strigătoare la cer este că, doamna, ca prin persoana juridică, deci persoana juridică, a cumpărat în 2015, deci acum un an de zile, da? Deci la 25 de ani după Marea Revoluție din decembrie 89. Și înseamnă că a cumpărat o suprafață de teren, că asta se înțelege din cele relatate de până acum, care nu avea un regim juridic stabil. În mod normal, da, pentru că altfel pentru că nu ar altfel fi putut s-ar să fi o cadastreze, sigur că da. Cum adică nu a... Te rog, Sorin. Regim, când li s-a prezentat documente, li s-a prezentat documente cadastrale. Că doar nu s-a făcut o vânzare, mă rog, cum a fost pe într-o pe chitanță de mână sau pe chitanță de mână și pe niște... Da, e o întrebare, da. E o întrebare de bun simț, asta și la care nu poate să răspunde. S-a vândut cu acte în regulă. S-a respectat, din câte înțeleg eu legea, s-au respectat toți pașii care trebuiau făcuți.
ai scos-o la licitație, bun. Deci banca a scos-o la licitație, doamnă? Da, nu uitați de microfon. Vă rog. Pământul a aparținut unei alte firme. În care erați tot dumneavoastră, înțeleg, sau cine? Da, în care eram tot eu. Și l-ați pierdut la bancă sau ce? A fost indisponibilizat în favoarea BCR-ului Găiești. Numai, de la o bancă, am înțeles la, așa. Da, la o bancă și executorul de la Ploiești a hotărât după multe pentru că n-ați plătit sau ce-ați gajat cu terenul. Nu, a fost o altă. Mă rog, nu intrăm în amănunte. Nu intrăm în amănunte, am girat o firmă. Ați girat o firmă? Da, în care nu și-a plătit. Deci ați pierdut acest teren printr-o altă firmă și tot dumneavoastră a licitat să recuperați. Nu noi. A licitat o altă, au licitat mai multe firme, așa. Acolo fiind o baltă. Așa, nu s-a dat banii care trebuiau și firma respectivă, Dambi Trans SRL, nu mai spunem firmele, am înțeles. Deci și a ajuns terenul la dumneavoastră. Și a ajuns terenul și eu atunci am venit administrator în firmă. Am înțeles. Deci situația un pic mai complicată. Ideea e că noi discutăm principii aici, nu discutăm cazul dumneavoastră, să spunem așa, rând cu rând și amănunte, ci doar situația în care ați ajuns. Și pentru că dumneavoastră reclamați că vi s-a făcut o nedreptate, o să încercăm să luăm legătura și cu partea pe care dumneavoastră spuneți că v-a făcut această nedreptate. O să rog regia tehnică să intrăm în legătură cu domnul Dumitru Brașov. Dar nu înainte, stimați telespectatori, haideți să vedem, înainte de telefon, până se face legătura telefonică, să vedem primul material filmat de către colega mea, Mihaela Ciobănoiu, la fața locului, acolo la Valea Mare, să vedem ce spune domnul Dumitru Brașov. Venim de la doamna Ecaterina Ștefan. Da. Este o problemă cu pământul din Valea Mare. Ne spune și nouă ce se întâmplă de fapt, de ce vă judecați pentru acel teren? Ce se întâmplă de fapt? A intrat pe terenul meu abuziv. Eu am acte pe teren, am titlu de proprietate, n-am intrat nici cu un centimetru la nimeni, că le-am spus, bă, dacă un centimetru găsiți că am intrat la voi, luați-l. A intrat abuziv. De cât timp aveți dumneavoastră acte pe acel teren? Parcă din 2001. După ce dumneavoastră a cumpărat terenul? Sau no, înainte? Înainte. Da. Și de unde aveți acel teren? L-ați cumpărat? Moștenire de la tata. Moștenire a fost. Bineînțeles. Dumneavoastră spune că ați făcut rost de niște acte false, niște acte de proprietate dumneavoastră false. E cea mai falsă din Valea Mare. Și vă rog să înregistrați ce spui eu acum. Și aici, la Valea Mare, e nana de la Valea Mare, să știți. Asta e toată conducerea care e acolo. Dar actele pe care le aveți, le aveți de la primărie, nu-i așa? De la prefectură. De la prefectură. Bineînțeles. Și cu cât spuneți că a intrat la dumneavoastră pe suprafață? Cam cât v-a luat din teren? Păi, cred că mi-a luat vreo 6.000 de metri. 6.000 de metri din terenul Terenul fiind însămânțat cu grâu. Mai ținem în conștient asta că a distrus recolta. Și am osmondit-o între ei, că era procesul, era penal. Și a făcut-o ei cum a făcut-o, ca să fie în favoarea lor, dar nu o să fie. Nu renunțați la acel teren. Dăm fund și casă și tot. Am pierdut și am avut mai scumpă pe chestia asta, mi-a murit soția. Să dea Dumnezeu să ducă și ei la biserică celor și mai drag. Ăștia care au făcut lucrarea asta. Spuneți că s-a făcut o nedreptate. Păi un copil din grupa întâi, dacă se duce acolo și se uită în șosea, la capul lant, nu vede că toate locurile merge așa. Numai ăsta a luat-o așa. Dar de ce credeți că s-a băgat peste suprafața dumneavoastră de teren? Păi ce, numai la mine s-a băgat? Are tupeul ăsta. E foarte tupeisă. Am înțeles. Deci dumneavoastră aveți toate actele în regulă. Da. Și nu veți renunța la teren. Doamne ferește! Mai degrabă renunț la viață. Până la capăt. Adică dacă mi-am pierdut soția pe chestia asta, din ce cauză v-ați pierdut soția? Poți? Din ce cauză, spuneți? Din cauza asta, când a văzut că ne-a luat pământul și că ne-a distrus recolta, mi-a terminat-o. S-a supărat foarte tare. Da, s-a supărat tare și bună ziua. Am înțeles. Are 3 luni și 3 săptămâni astăzi de când am înmormântat-o. Condolențe. Dumnezeu să o ierte, condolențe. Mulțumesc, română, mulțumesc. Da, iată și punctul de vedere al domnului Dumitru Brașov. Susține exact contrariu celor afirmate de doamna Ștefan Ecaterina și a spus chiar la un moment dat că decât să renunțe la pământ, mai bine renunță la viață, că și-a pierdut soția din cauza acestui litigiu sau acestor litigii care se derulează de mai mult timp, o situație absolut incredibilă, care
ar fi putut să aibă o rezolvare foarte simplă dacă planurile cadastrale erau întocmite corect, dacă orice planurile zonale și nu numai planul cadastral al comunei și toate proprietățile ar fi fost bine delimitate și întocmite cărți funciare pe acele proprietăți. Domnule avocat, vă rog. O simplă remarcă în legătură cu această problemă complicată, și nu este doar o problemă, ci o problematică. Este vorba de cadastrarea teritoriului național. Nu cunosc națiune civilizată care să se află în situația României când habar nu se are, statul nu știe nici cât funcționare există la ministerul nu știu care sau ministerul altuia, câți salariați sunt la unitatea administrativ-teritorială nu știu care și nu știe nici în posesia cui și cum arată și cum se află terenurile din această țară. Latinii aveau un adagiu, cui prodes, cui profită, cui folosește. Ei bine, îi folosește tocmai domnului stat și tocmai domnilor și doamnelor unități administrativ-teritoriale care încasează taxe și impozite pe baza stăpânirii de către persoane fizice și sau juridice a terenurilor respective. Deci, absolut necesară era cadastrarea teritoriului național. Am să vă dau un exemplu din Franța. În clipa în care există o succesiune și dacă acea succesiune nu este dezbătută în mod foarte clar în timp de 6 luni și o zi, bunurile trec în proprietatea statului. Nu că stați așa că nu mai știu care un deci loc, unde e lege nu-i tocmai aleată. În Franța se poate, la noi bineînțeles că da. Dar de ce nu se poate? Nu sunt neapărat adeptul teoriei conspirației la fiecare colț de stradă, pentru că din simplu motiv că, virgulă, colțurile au fost rotunjite, ca să nu mai fie chiar colțuri, da? Dar dacă se vroia o ordine, se făcea ordine. Cadrul legislativ nu numai că este ambigu, se suprapune ca în cazul diferitelor structuri care au și ele obligații, au și ele prerogative, dar stai așa nici prea, prea, nici foarte, foarte. Și în cazul ăsta cetățenii, foarte mulți dintre ei, cu toată buna credință. Acum, buna credință nu exclude faptul ca cineva să se afle eventual la un moment dat într-o eroare, dar cu aparatura de acum este imposibil să nu poți cadastra teritoriul unei țări. Iată, de la această lipsă a cadastrării s-a ajuns la acest conflict. Cazul din această seară este un caz dramatic, nu este singurul, sunt sute mii de cazuri. Sorin, am văzut că vrei să intervii, te rog. Doar atât vreau să completez, că noi nu facem justiție, nu spunem cine are dreptate sau nu în acest caz, doar semnalăm, pentru că cea prezentă în studio, doamna Ștefane Caterina, a solicitat să fie făcut public acest caz, a solicitat ajutorul televiziunii, colegii noștri s-au dus la fața locului și am avut filmări și am avut și punctul de vedere al domnului Brașov Dumitru. Vom mai avea un alt punct de vedere. Înțeleg că a fost sunat de colegii din regie și a refuzat să intre în direct. Încercăm să refacem după pauza publicitară această legătură. Te rog, Sorin, foarte scurt și foarte scurt să luăm publicitate. Nu știu. Pentru mine lucrurile par a fi suficient de clare. O bancă scoate la vânzare un teren. Un teren despre care cred că era al băncii, că banca l-a avut, că a avut acte pe el, l-a vândut cu acte. Bun. Și l-a muncit domnul Brașov Dumitru jumătate, fiind nemuncit atâția ani din 2004, fiind nemuncit, domnul Brașov Dumitru l-a muncit jumătate, aproape jumătate din acest teren. Menționez la data când am mers împreună cu Comisia Fondului Funciar, terenul era nearat când s-a făcut prima măsurătoare. Acest lucru trebuia să fie consemnat în procesul verbal, stimată doamnă. Le-am pus în vedere să nu are. Noaptea s-a dus tractorul, a arat și a semănat grâu și pe terenul nostru. Ce se întâmplă? Dacă îmi permiteți. Luăm publicitate și vă permit orice după publicitate. Dar Sorin, te rog, n-ai terminat ideea. Ajungi în situația în care ești cumpărător de bună credință, ți se dau acte, dai banii și aștept să intri în posesie. Și în loc să intri în posesie... Ajungi la un balamuc, da, la un conflict. Te trezești cu cineva, că de aici începe nebunia, care zice, păi stai puțin că e al meu. Și mi se pare sau că a fost corect, al meu și uite, îți demonstrez acum domnul într-un proces și de al meu. Reclama la 12 foruri
de conducere, asta e altceva, inclusiv DNA, DICOT, vă cred, doamnă. Sigur, bun. Oricine e liber să reclame. E dreptul oricui să reclame. Problema este alta. Eu nu vă găsesc aici niciun fel de vină, nicio problemă. N-ați cumpărat de la domnul Brașov. Domnul Brașov ar fi trebuit să aibă acte. Din câte înțeleg, el spune că are, dar... Nu sunt, cred acte, că... sunt acte, o să vedem după publicitate, există, fi, dar... s-au făcut niște titluri de proprietate. Luăm publicitate, Sorin, și revenim imediat. Publicitate. Emisiunea Fețele Puterii din nou în direct, iată discuții aprinse în pauza publicitară. Încercăm să luăm legătura cu domnul Brașov Dumitru pe telefon. Am prezentat și punctul dumneavoastră de vedere, o să mai vedem și alte reacții ale celor implicați în acest caz. Însă, domnule avocat, dincolo de această, o să vă rog pe dumneavoastră și apoi o las pe doamna Ștefan Ecaterina să prezinte cazul, dincolo de tot acest scandal și bineînțeles că fiecare spune și pretinde că are dreptate, ce putem înțelege sau de ce credeți că s-a ajuns aici? Pentru că aceste cazuri cu pământurile, cu terenurile, cu revendicările, cu procesele, nu se mai termină. Nu se mai termină. Există poate o quasi infinitate de cauze, dar haideți să căutăm să le separăm pe cele principale de cele care pot exista. Pe de o parte, este vorba de o ambiguitate legislativă, de o delăsare administrativă, pentru că timpul trece, leafa merge, noi cu drag stăm, așa, și pe de altă parte, este elementul specific al poporului român, Ion din Rebreanu, da. Este prototipul acestei avidități a românului pentru pământ, dar cum s-a ajuns în ultima perioadă, și când zic ultima perioadă, ultimii 25-26 de ani, ăla care ți intră peste pământul tău, ăla îți bagă furca în burtă pentru că nu l-ai lăsat să ți-l ia de tot. Adică, haide să te termine. Ați auzit cuvintele și eu nu pot contesta că este o dramă. Moare o persoană, moare o pisică și îți pare rău, moare un... Doamne ferește! Dar ce spune? Mai bine mor decât să... Deci, până acolo s-a ajuns cu factorul subiectiv. Deci, iată răspunderea statului, pentru că nu este o răspundere individuală aici și niciuna colectivă, noi, poporul român, așa suntem. Da. Nu. Exact. De-aia v-am ales, de-aia vă plătim ca să vă ocupați de aceste probleme și să rezolvați aceste probleme. Pentru că în clipa în care nu este un foc, nu iese fum, ori țara este într-un fum extrem de dens, de nu se mai vede, vorba poetului Mucalit, om cu persoană, dar statul nu face nimic. Mai bine cu o reglementare, se mai iau condamnări pe bandă rulantă la CEDO și cu asta basta. Cine reușește, ia, într-o speranță foarte, cum îi zice, generalizată, și am auzit-o nu odată în cadrul profesional, lasă, domne, că mor și aia și atunci cine o să mai bată? Copiii au plecat în Spania, aia, lasă, lăsați. Da. În pauza publicitară, pentru că suntem într-o situație, discutăm, încercăm să ne informăm, să înțelegem, pentru că, de fapt, cam ăsta e rolul nostru, să înțelegi ceea ce s-a întâmplat. Domnul Ștefan a prezentat niște acte care pur și simplu te duc în cea mai cumplită dilemă și văd că în situația în care dânsii, ca firmă, s-au interesat să cumpere o suprafață de teren, au procedat la tot ceea ce a trebuit procedat, dar dincolo de asta, dânsa face niște afirmații care pur și simplu pe mine mă scot după linia gândirii logice. Pentru că, și vă rog, spuneți ce ați spus în pauză, că e extrem de important. Dați-mi voie să vă relatez cazul pe larg. Am cumpărat suprafețele de teren, am intrat în posesia tuturor actelor legale care ne-a aparținut. Vecinul nostru, Brașov Dumitru, are titlul de... În acțiunile pe care le-a făcut în instanță, pe cale civilă, la Găiești și la Târgoviște, subtil spunea, am titlul de proprietate de 15.000 de metri de teren, am fișă de punere în posesie de 15.000 de metri de teren și cadastru. Și după aia le învârtea. Zicea, am titlul de punere în posesie și fișa care îi stă la bază și cadastru la titlu. Am titlu și cadastru. Și de aici
Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că la fața locului noi nu am intrat la domnul Brașov nici cu 5 centimetri, ba din contră, după gard, avem la dânsul noi 30 de centimetri. Titlul de proprietate pe care îl are domnul Brașov Dumitru este titlul de proprietate prin revendicare pe legea 18, Brașov Gheorghe, tatăl defunct, moștenitor Brașov Dumitru. Ce se aude pe fundal, doamna Ștefan? Încercăm să luăm legătura cu domnul Brașov Dumitru. Se aude apelul telefonic către domnia sa. Să sperăm că ne și răspunde. Mai devreme a răspuns și a adus unele vorbe urâte colegilor mei din regie. A spus că nu vrea să intre. Pune la dispoziție. Dar noi insistăm. 374 din 26-a 2-a 2002, da? Care a stat la baza titlului de proprietate. Nici de cum fișa de punere în posesie 79 din 10-a 1-a 2001, pe care dânsul o revendică în distanță. Ceea ce o avem și vi le putem arăta și dumneavoastră. Da. Haideți să arătăm și la cameră, poate încet, să vedem. Deci este vorba de niște titluri de proprietate care sunt invocate. Dumneavoastră sunteți de asemenea implicată în acest caz. Să vedem că există aceste titluri de proprietate, dar dumneavoastră spuneți că nu se referă stricto sensu, adică în mod direct, la terenul dumneavoastră, ci la alte terenuri. Acest titlu este titlul de proprietate al domnului Brașov, da? Și fișa de punere în posesie care stă la baza acestui titlu. Așa. Fișa de punere în posesie 374. Nici de cum fișa de punere în posesie 79 din 10-a 1-a 2001. Degeaba spune niște cifre, doamne, și teren niște numere, intravilan. Oamenii nu înțeleg. Trebuie să spuneți cu subiect și predicat. Degeaba dați numărul 700-800. Deci despre ce este vorba concret? Că este vorba de un titlu. Este vorba de un titlu care are la bază altă fișa. Fișa lui. Așa. Fișa lui legală. Bun, și ce spuneți noastră? Că nu e legal ce? Pe românește, iar dânsul, nu pe cifre. Dânsul mai revendică o fișă de punere în posesie de intravilan, 15.000 de metri, cu aceiași vecini care corespunde în titlu de proprietate. Bref, cu alte cuvinte, spuneți că există două titluri de proprietate. Nu, există un singur titlu de proprietate. Cu câte fișe? Cu o singură fișă, dar, da, care există și este validat de Comisia Județeană. Dar ce e neregulă cu acest titlu și cu această fișă? Că eu nu înțeleg. Dar dumnealui, muncind terenul ca să-și acopere, are o fișă de punere în posesie falsă de 15.000 de metri de teren faceți intravilan. Faceți acuzații foarte grave. Falsă. Faceți dovada. Că falsă. Uitați. Că faceți dovezi dacă ați spus că e falsă. Uitați, vă fac dovada. Cine spune că e falsă? M-am adresat falsă. Eu am spus că e falsă, iar îmi răspunde la adresa mea prin care am solicitat primăriei Valea Mare, prin prezenta vă rugăm a ne elibera o adeverință din care să rezulte că Brașov Dumitru în comuna Valea Mare nu, a deținut... Dacă îmi citiți tot aia, nu. Spuneți-mi exact, de unde este că e falsă? V-ați adus o acuzație, trebuie să vă aduceți probe. Este falsă pentru că primăria Valea Mare ne răspunde și ne spune că fișa numărul 79 din 10-a 1-a 2001 nu este înregistrată la UTA Valea Mare, nu există suprafața de teren, nu este declarată la impozite și taxe. Deci asta spune primăria Onor prin primar și prin autoritate, unitatea administrativ-teritorială. Dar există o expertiză criminalistică, a stabilit cineva că e falsă această fișă? Dacă nu o găsește primăria, nu înseamnă că e falsă. Nu, că nu s-a procedat așa. Ele au fost înregistrate la fiecare persoană. Și eu am beneficiat de legea 18 de la bunicul meu, am primit niște terenuri. Dar toate astea s-au luat după registru vechi, s-a dat fișa de punere în posesie cu toți vecinii, cu toate suprafețele. Aci avem ceea ce spune, eu cred că înțeleg ce la spune doamna. La numărul 79, în ianuarie, la 10 ianuarie, erau înregistrate în registru primării până la numărul 31. Numărul 79 nici nu există.
Deci dintr-o dată la 10.1.2001. Deci dumneavoastră spuneți că a apărut o fișă de punere în posesie care pe nu care există. Dânsul o revendică, suprafața de teren. Păi dar bun, mai și mult, credeți că a inventat această fișă? Da, a inventat-o pentru că ștampila... Păi cine spune? Cine, pentru că ce autoritate ștampila, spune asta? Ștampila este scoasă din uzul primăriei din 1996, iar membrii semnatari ale acestei fișe nu își recunosc semnăturile. Arătați încă o dată, nu este semnată de primarul la cameră, care era în funcție, rog, nu colegul este semnată de secretar. Nu. Primarul de la acea dată, bănuiesc. Primarul de la acea dată. Nu. Dar este cine a stabilit? A stabilit poliția, parchetul, că este falsă această? Da, asta, eu am făcut plângere la parchet, dar la data când am făcut ridicați plângere... Ridicați puțin mai sus foaia și să se vadă și ștampila la și semnăturile, când, la data când am făcut plângere la parchet, nu aveam răspunsul primăriei. Ei, Valea și, Mare. Și, acum... și primăria a făcut cercetare, poliția a făcut cercetare și a descoperit înainte de a-mi emite mie scris să cer la primărie să-mi emită o adresă din care să rezulte că nu există această fișă și au considerat că această fișă este falsă, dar fapta n-au cercetat decât falsul, da? Și nu era fals intelectual, eu am considerat că să prescrie era un fals material care s-a folosit de el domnul Brașov, da? Și n-a cercetat în continuare abuzul de fals, pentru că cu această fișă de punere în posesie, dânsul revendică suprafața de teren ce face parte în terenul nostru pe care l-am muncit de ani de zile, așa, și... având suprafața de teren de 15.000 de metri și au dat seama și cei de la anchetă că legea 18 spunea. Aveți vreun document, stimată doamnă? Ați da, adus acuzația. Aveți vreun document da, oficial din care da, să reiasă da, că această fișă este falsă și că s-a făcut vreun da, fals, un nus de fals, ce de spuneți? Am document de la parchet, îmi răspunde parchetul. Da, până îl găsiți, domnule avocat, sunt acuzații foarte eu grave. Eu aș spune... aș întoarce roata nu a norocului, ci a evenimentelor. Doamnă, de la cine ați cumpărat aceste suprafețe de teren? Printr-un am act de adjudecare, de la de o bancă, teren, da sau de la, nu? De la o bancă. Bun. Dar până să ajungă la acea bancă, terenul de la cine fusese cumpărat? Hai să mergem până mai departe. Până să ajungă la acea bancă, terenul a fost cumpărat de la persoană fizică în 2004. Ei, vedeți. De către deci firmă. Acolo trebuie căutat, acolo e buba. De la acea persoană fizică de la care ați cumpărat, probabil neexistând documente... Și mai este o problemă asupra căreia nu vreau să insist, pentru că n-am nicio calitate în dosarul respectiv. Dar este vorba de obligația de garanție de evicțiune a vânzătorului. Eu am cumpărat de la dumneavoastră. Păi mă garantați, doamnă, cu trei generații de acum încolo. Cu alte m-ați cuvinte, dacă că eu am plătit. De bună banca credință, ați băgat-o în proces? Nu. Da, arătați documentul de care făceați vorbire, că spuneați de parchet, de poliție și de, nu știu, de... Da, până găsiți dumneavoastră acel document, haideți să prezentăm, rog, regia tehnică, să vedem punctul de vedere al domnului Brașov Dumitru, înregistrat astăzi de către colega mea, Mihaela Ciobănoiu, a fost pe teren și îi prezentăm punctul de vedere, pentru că pe telefon nu dorește să intre în direct. Să vedem. Așa, să mă lase în pace, că nu... Cât teren aveți dumneavoastră acolo? Poftim? Cât teren aveți dumneavoastră în acte? 15.000 de metri. 15.000. Da. Și acum? 3, 1 hectar și jumătate, mai clar, mai pe românești, așa, pe înțelesul tuturor. Și lucrați terenul acolo? Bineînțeles. În fiecare an? În fiecare an l-am lucrat. În fiecare an. N-a fost niciun an să nu-l lucrați. Niciun an n-a fost. Să aibă curajul ăștia la primărie să spui că n-am muncit eu terenul. Dar terenul la care l-a acaparat ea, nu știu cu ce șmecherii, cu ce șobolănii, abar n-am, nu mă interesează, nu mă bag peste nimeni. Dar terenul ăla s-a zis că l-a luat, l-a pus în gaj la bancă, după aia iar l-a cumpărat la bancă. Eu nu știu ce sunt astea, unde sunt legile astea, nu știu. Nu știu cine le-a făcut și cum le-a făcut. Spune da? Că l-a luat printr-o licitație. Câți alici? L-ar fi luat banca în trecut și iar a câștigat prin licitație. Câți a licitat la ea? La terenul ăsta? Câți au fost? Care au licitat? Cred că doar dumneavoastră. Păi dacă licitez eu singur, bună ziua, bună ziua, că eu am câștig de cauză. Da, ăsta este punctul de vedere al domnului Dumitru Brașov. Este absolut convins, stimată doamnă, că ați găsit documentul acela de la parchet, de care făceați vorbire, sau de la poliție, că vorbeați de un fals, aduceați acuzații, trebuie să produceți și dovezi.
Pentru că altfel, sigur, fiecare e liber să declare ceva, dar și răspunde pentru ce declară. Răspunsul parchetului. Da, haideți să-l vedem la cameră, rog colegul să focalizeze pe această pagină, în care povestiți-ne, fără să citiți din el, ce spune pe scurt. Spune că s-a cercetat fapta, s-a dovedit că fișa este falsă, dar numai că s-a prescris fapta. Dar procurorul n-a avut în vedere să cerceteze abuzul de fals pe care îl face domnul Brașov în cele două dosare care ne plimbă pe noi pe drum civile. Asta e o altă acuzație, că spuneți dumneavoastră că face un abuz. Da. Mă rog, da. Da, bănuiesc că e vorba de un uz de pas. De un uz, nu de un abuz, da. Da, mă rog. Noi n-am fost mulțumiți de răspunsul parchetului și am făcut plângere la răspuns. Ne-am adresat din nou parchetului cu plângere, ca să fie cercetat și uzul de fals. Am înțeles. Domnul Brașov recunoaște și spune că are 15.000 de metri de teren. Păi, ați văzut că a fost în declarație de mai devreme, dumnealui. Păi dacă are 15.000 de metri de teren și eu am fost de bună credință să discut cu dumnealui. De ce nu merge acolo să-și ia terenul? La fața locului. Am sămânțat grâu. Nu i-am încălcat un pic. N-am distrus nici grâu după proprietatea noastră. Că n-aveam de ce să-l distrugem. Dar dânsul nici nu și-a mai muncit terenul, nici nu și-a recoltat grâu. Problema e următoarea. Deci dânsul are acolo 15.000 de metri pătrați. Așa corect. Spune, da. Da, așa și dumneavoastră ați luat 8.700. Restul de teren unde? Nu. Noi am luat 1.700 în intravilan. Da, și în continuare, în extravilan, cum vine, avem 19.200. Totul cumpărat a fost 30.000, dar s-a diminuat. Și aia 19.200 sunt tot ai dânsului? Nu, sunt ai noștri. Dar și acolo a intrat așa proporțiune de la stradă. Stați un pic, că trebuie să înțeleg, că dacă nu... Dacă dânsul are acolo 15.000 de metri pătrați. Pe care îi are. Bun, în intravilan acolo? Nu, are conform titlului de proprietate, vecin cu noi, 15.000 de metri pătrați din titlu și este în extravilan. Păi și atunci ăștia 1.700 în intravilan de unde apar? Ăia sunt 1.700 de metri de teren, vecin cu Prodasul, clădirea Prodasului, și apare de la un alt vânzător, da? A vândut, a ajuns la bancă și apoi la dumneavoastră. Nu, spuneți pe scurt, doamnă, pentru că nu face mai... Acest teren a fost cumpărat în 2004, conform actelor, da? De către Pasăre Comsrl, o firmă. Da. Așa. Pasăre Comsrl nu s-a prezentat să muncească acest teren. După 4 ani de zile a fost pus la garanție. La bancă. După aia au fost probleme, așa, și banca în decurs de 2 ani de zile l-a tot scos la licitație, l-a luat și așa mai departe. Și în ultima fază am participat la licitație, mai mult conform actelor de ajudecare, da, pe niște mlaștini, și am câștigat terenul, la care ne-am adresat la primărie să vină să... Dar la data când s-a cumpărat terenul, da, exista încheiere de carte funciară, 1.700 de metri în intravilan și 19.200 de metri în extravilan, da, încheierea. Deci ați cumpărat legal... Certificat fiscal de la primărie... 1.700 de metri teren intravilan, 19.200 teren extravilan, certificatul fiscal care s-a dat, da? Bun. Contract de vânzare-cumpărare, cumpărat intravilan, extravilan, că tot făcea 30.000 de metri, dar a diminuat prin măsurare la cadastru, da? Contract de... Plan de amplasament și delimitarea corpului de proprietate... Da? Și nu poți să te dai nici în partea aia, nici în partea aia, pentru că există fosta clădire a IAS-ului, care e de 50 de ani și are o deschidere de 103 metri și 60, lângă ea e imediat încă cineva cu 14 metri și jumătate și apoi suntem noi lângă Deci ei. Dincolo de această desfășurare, de ceea ce ați expus,
Până la urmă înțeleg că n-ar fi niciun conflict. Se suprapun cele două terenuri? Nu sau? Se suprapun cele două terenuri. În fapt sau în acte? Nu că în acte se suprapun, nu, văd. Nu, se suprapune terenul meu la sud, în islazul comunal, cadastrul nostru cu cadastrul primăriei. Și atunci primăriei. De ce ați ajuns la acest litigiu? Păi sau am ajuns conflict? La litigiu pentru că dânsul în fapt nu recunoaște că revendică și acea suprafață de teren și că ar revendica 30.000 de metri, nici de cum 15.000. Subtil. Asta susțineți dumneavoastră. Asta susțin eu. Păi susțin, dar trebuie să și probați. Probez, pentru că dânsul a mers la cartea funciară și a cerut să fie înscris planul cadastral. Da, vedeți că acolo ni l-ați arătat. Așa, a cerut să scrie și... Să fie înscris planul cadastral al dumnealui cu fișa de punere în posesie intravilan. Iar acolo că OCPU îi dă răspuns că nu se poate scrie. Da, noi încercăm să luăm legătura telefonică cu domnul Burcea Bogdan, reprezentantul Serviciului Urbanism din Primăria Valea Mare. Am încercat să luăm legătura și cu domnul primar Miu Constantin. Ne-a spus că nu dorește să intervină nici telefonic și nici să-și exprime un punct de vedere oficial, pentru că și-a exprimat în scris acel punct de vedere și, într-adevăr, cu privire la acea fișă de punere în posesie, care nu este înregistrată, va da răspunsul oficial, însă încercăm să avem punctul de vedere al Serviciului Urbanism din primărie, din Primăria Valea Mare. Domnului Bogdan Burcea îi solicităm și rugăm să răspundă la telefon și, de asemenea, și reprezentantului Camerei Agricole din Primăria Valea Mare, domnului Viorel Loriceru. Așteptăm ca aceștia să răspundă la apelurile telefonice și să-și exprime un punct de vedere cu privire la acest incident, la acest litigiu. Domnule avocat. Da. Nu sunt apologetul societății socialiste multilateral dezvoltate, însă există un adagiu străvechi care spune să nu dai briciu în mâna unei maimuțe. Nu vreau să fac referiri directe, dar această descentralizare cu prerogative, drepturi pentru autoritățile, unitățile administrativ-teritoriale, localitate, adică cineva de la comună care taie și spânzură printre pământuri, nu este un lucru suficient de copt. Pe vremuri, când spun pe vremuri, în anii 70, pentru că am foarte bune amintiri din punctul ăsta de vedere, și în anii 80, pentru că am avut litigii, era Direcția de Sistematizare a Județului Dâmbovița. Da. Și această direcție avea în componența sa tehnicieni, avea arhitecți, oameni calificați și niciodată cine? Tehnicianul de la comună cu alt tehnician de la comună care când au măsurat se suprapun terenurile? Haideți să fim serioși. Deci este nu vorba, existau atunci conflicte, să spunem, nu de natura puteau asta. Exista, pentru că era vorba în primul rând de o competență individuală și din alt punct de vedere nu mai existau șmecheriile locale, nu spun că este cazul de față, dar exista foarte multe și e suficient să aprinzi televizorul seara ca să auzi că s-a mai întâmplat și i-a mai luat pe nu știu care, bineînțeles că e prezumția de nevinovăție, dar sunt prea mulți. Doamne, vreți să arătați acolo un plan cadastral? Haideți să-l vedem la cameră. Noi avem mai multe planșe cu cadastru făcute de firma Topo, să le arătăm mai la mulți, cu mai mulți sateliți. Noi, ca să mă poziționez eu cu terenul, a trebuit să facem cadastrele la întreaga vreți zonă. Vreți să arătați acea planșă la camera de la vedere? Vă rog frumos și vă ascult, pentru că mai avem doar un minut până la final. Vă rog, arătați planșa și puteți spune. Eu pe această cale întreb pe domnul Brașov de ce n-a vrut să-și facă planul cadastral? Da, o întrebare fără răspuns. Am avut punctul de vedere al domnului Brașov. În concluzie, Sorin, te rog. Ajungem în situația asta la culmea absurdului. Eu înțeleg că firmele care s-au specializat între timp au angajat oameni care înțeleg și litera și spiritul legii și, după cum văd, s-a început prin a lua tot ceea ce îți trebuie, tot ceea ce îți dovedește că ai plătit niște bani și ai luat un teren. Și acum dintr-o dată te trezești în situația că cineva, putea să fie oricine, altcineva, vine și spune, păi stai un pic că ăsta e terenul meu. Cei care au dus
pe parcursul timpului. Aceste documente, inclusiv banca, da, cum poate să pice în situația când ei au fost proprietari, ei au vândut prin acte, deci nu mai vorbim de chitanțe care s-a dat dintr-o mână în alta. Firma noastră are contract de colaborare cu o doamnă avocată. De, asta nu are nicio legătură. Adică eu singură nu fac de capul meu. Asta e altceva. Nu are nicio legătură, doamnă. Noi discutăm situația în sine. Nu asta am vrut să spun. Dacă se ajungea sau nu aici, sau dacă se putea evita acest lucru. Am vrut să spun că, din câte am înțeles eu până aici, s-au făcut numai pași legali pentru a cumpăra acest teren și pe care l-ați și plătit. E, intervine situația asta care pare cumva ciudată, că cei din primărie au venit, s-au feștelit pe acolo și au întins-o. Ori nu așa trebuia procedat. Și acum, nu știu, nu cunosc legile, dar cred că ieri trebuie dați în judecată. Pe contencios administrativ? Nu. Eu am considerat că Comisia de Fond Funciar nu are nicio vină. Păi cum nu are, doamnă, dacă tot dumneavoastră ați început emisiunea când ați spus n-ați obținut nimic, n-ați avut procesul verbal de punere în posesie, n-ați avut... despre asta este vorba. Proces verbal de punere în posesie? Păi nu, atunci când s-a făcut țărușarea. N-ați dumneavoastră așa ați început povestea, dă-mi emisiunea cu 40 de minute. Mie nu mi-a dat niciun proces verbal de țărușare. Și atunci cu e vina mea sau a dumneavoastră? N-are, doamnă, legătură, aveți un război personal, lăsați acest război personal. Nu am război personal. Noi discutăm principii. V-am întrebat, a greșit primăria sau nu? Dar nu știu unde a greșit primăria. Păi da, dumneavoastră a spus că nu va da proces verbal. Atunci despre ce mai vorbim? Înseamnă că emisiunea asta s-a făcut degeaba. Dumneavoastră ați afirmat ceva la începutul ei și acum spuneți cu totul altceva. Ați spus că nu vi s-a dat procesul verbal. Nu s-a întocmit proces verbal atunci, și m-au trimis să mă adresez. Păi și atunci, s-a întocmit ulterior cum? După ce ați făcut planul Topo, nu? Mie nu mi-a mai dat nimeni niciun proces verbal. Dumnezeule mare, vedeți? Nu. Și atunci nu există și o vină. Emisiunea, din păcate, este la final. Nu spunem că încercăm noi să aflăm adevărul absolut în această seară. Nu spunem că vina este de partea funcționarilor primăriei sau persoanelor litigioase din litigiu. Spunem doar că acest șir nesfârșit al litigiilor pe terenuri nu se mai termină. Ar trebui intervenit legal, oficial, poate printr-o nouă lege a fondului funciar care să șteargă toate aceste inechități. Și vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebarea serii. Sunteți cu toții de acord că ar trebui intervenit, pentru că altfel România riscă încă 20, 25, 50 de ani, poate de acum înainte, să în România să existe mii, zeci de mii de procese pe terenuri. Sebastian Drăgan mulțumește invitațiilor în această seară, vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție, vă invit în continuare să urmăriți programele MDI TV pentru că aveți ce vedea. Seară bună, la revedere! Vă mulțumesc!